tot a pornit de la copilăria noastră. Deci cei de aici, deși suntem trei generații diferite, am citit benzi desenate în copilăria noastră, iar eu personal am crescut cu benzile desenate mai întâi din Cutezătorii și Luminița, desenate de maestri precum Puiu Manu, Livia Rus, Nicu Rusu, Albin Stănescu, alți mari creatori ai benzi desenate. Și foarte rapid am trecut de la Cutezătorii la Piv Gadget, pentru că era mare epoca atunci, la sfârșitul anilor 60. Revista Vaian, Le Journal de Piv, tocmai își schimbase titlul în Piv Gadget și demarase pe o scară largă difuzare, inclusiv în țările socialiste. Și atunci, pur și simplu, copilăria mea a fost scăldată în aceste culori feerice ale benzilor desenate. A fost îmbogățită de mini-aventurile acelor simpatice personaje, Pif și Hercule, Arthur Le Fantôme, Corto Malteze și Doc Justice și atâtea alte personaje importante de la vremea respectivă. Apoi am crescut mai mare, m-am îndepărtat, bineînțeles, de benzi desenate, că fiind adolescent și tânăr, nu mai erau pentru vârsta noastră, în principiu. Și am început să frecventez cenaclul de science fiction de la Universitatea din Craiova, unde eram student. Și acolo, întâmplător, erau și trei mari pasionați de benzi desenate, dar chiar și desenatori. Făceau și benzi desenate. Eu le citisem benzile desenate al Manoco Anticipația. Nu știam că sunt din Craiova și când ne-am întâlnit ca aici la masă la Cenaclu, eu sunt Viorel Păligras, Maria Mirescu, care publicaseră acolo în Almanacul Anticipația, pentru mine a fost așa, ca un tilt, exact ca în benzi desenate s-a aprins un beculeț. Și stai, domne, că banda desenată continuă, nu s-a oprit odată cu vârsta mea de 12 ani. Și tot în acea perioadă, acesta este un fapt, și al doilea fapt important este că la Universitatea din Craiova, într-un colț așa foarte bine ascuns, era un lectorat francez. O bibliotecă ținută de o franțuzoaică, asta se petrecea în anii comunismului, în 84-85, când deja începuse marea epoca a restricțiilor din țara noastră și a lipsurilor. Și acolo am găsit o mică comoară de mii de cărți și de benzi desenate în limba franceză. Cu acea ocazie am aflat că banda desenată nu înseamnă numai Piv Gadget, ci mai sunt atâtea alte edituri și atâtea alte personaje importante ale benzii desenate. Și am citit toate, erau vreo 200-300 de albume de benzi desenate, le-am devorat într-un an de zile și dacă lectorița a văzut că am început să le citesc a doua oară, a început să comande, că înaintea mea puțini mai citeau benzi desenate, dar eu mi-am adus și prietenii de care v-am povestit, i-am adus aici la lectorat și au adus și reviste despre benzi desenate și am aflat că există o revistă, a existat la vremea respectivă, Le Cahier de la Bande Dessinée, o revistă critică asupra benzii desenate. Deci, iată, banda desenată era ceva important. Apărea o revistă întreagă de critică despre banda desenată. Și asta mi-a atras atenția, din nou. Iar apoi am citit istoria ale benzii desenate, franceze, americane, și o carte, tot de teoria asupra benzii desenate, care mi-a aduc aminte foarte clar până astăzi, că se numea Clepuri la bande dessinée, chei pentru banda desenată, de Jean-Bruno Renard, care era profesor universitar la Universitatea din Paris. Și din păcate acolo, la un moment dat, după ce termina istoria a benzii desenate în Europa, America, Statele Unite, Japonia, era o frază, în țările Europei de Est, practic, banda desenată nu există. Și chestia asta m-a revoltat profund. Stai, domne, dar Puiu Manu, Livia Rus, eu am citit toate benzile desenate, pe urmă Pârligras, Mirescu, Iordache, care publicau un almanac cu anticipație, 100.000 de exemplare, atâtea benzi desenate, dar nu e adevărat, nu, am fost foarte revoltat și am început să studiez la modul cel mai ferm, la biblioteca, la început la biblioteca din Craiova, apoi la biblioteca din Constanța, pentru că am lucrat după ce am terminat facultatea 3 ani la Fetești, să studiez pur și simplu toate revistele benzi desenate care mi-au căzut în mână. Și o primă idee a istoriei benzi desenate s-a născut atunci, iar în 1990 s-a schimbat regimul, o să încerc să comprim așa, s-a schimbat regimul, era libertate, bineînțeles că primul lucru pe care l-am făcut imediat e să înființez o editură împreună cu Viorel Pârligras și cu un alt prieten și să publicăm science fiction și benzi desenate și ne-a mers destul de bine.
încât ne-am zis, domne, facem și o chestie mai, mai deosebită, care nu se adresează publicului larg, și anume un fel de istoria benzii desenate, care în realitate era doar istoria benzii desenate în perioada comunistă. Pentru că numai despre atâta reușisem să strâng informații. Și așa a demarat proiectul Istoria benzii desenate, care după aceea a continuat cu alte cărți despre banda desenată, Dicționarul benzii desenate din România, Vârsta de aur a benzii desenate din România, Europa benzilor desenate, unde am strâns câteva sute de articole pe care le-am publicat în diverse reviste și ziare din țară și din străinătate despre banda desenată. Și apoi s-a născut Alexandru Ciubotariu. Alexandru Ciubotariu l-am cunoscut în 1994 la salonul de la Constanța, cred că avea 14 ani sau 13 ani, a venit cu mama lui de mână și cu o mapă așa de mare, dar abia o ținea sub braț. Domnul Dodoniță, am venit și o să particip la concurs, foarte frumos, m-am uitat la planșe, el s-a dus să se uite pe la expoziții și mama lui m-a luat de mână, domnul, vă rog frumos, spuneți-i că e bine să desene, dar să și învețe, domne, că trebuie să termine și el o școală, o facultate, nu știu. Alexandru Ciubotariu a terminat facultatea de artă, a continuat cu benzile desenate, a participat la concursuri organizate de noi în cadrul salonului de benzi desenate și în 1997 a câștigat marele premiu, adică o excursie în Franța. A fost în Franța, a văzut și el ce înseamnă cu adevărat banda desenată și a continuat cu această pasiune asupra benzii desenate. Iar anul trecut, sau acum 2 ani, pur și simplu de la el a venit ideea. Ați văzut, sau poate o să vedeți, deci majoritatea cărților mele sunt cosemnate cu alți autori, cu domnul Virgil Tomuleț din Cluj, un mare caricaturist, cu Keith Ferenc de la Budapesta, cu alți autori. Și el a venit și mi-a spus, Dodo, hai să facem adevărata istoria benzii desenate. De la el a pornit această inițiativă. Eu aveam material documentar strâns, și a spus, da, dar asta o facem sistematic. El a început să bată anticariatele și târgurile de vechituri din București și îmi dădea telefon, fii atent că am mai găsit o revistă de care n-ai scris până acum, te rog să urmărești pista. Eu veneam la Biblioteca Academiei, luam colecția întreaga revistei, studiam, conspectam, după aia venea el după ce vedea textul meu ca să ia ilustrații pentru acea istorie și ușor, ușor s-a întrupat acest proiect de 300 de pagini, jumătate ilustrații, jumătate benzi desenate, al cărei scop este pur și simplu redescoperirea istoriei noastre, pentru că prin intermediul acestei istorii a benzi desenate, noi nu retrasăm, dar pur și simplu descoperim trecutul nostru, aflăm că au fost mari artiști, cum este domnul Puiumanu, care va vorbi și dânsul despre asta, dar noi nu știam, nu-l cunoșteam ca om, nu-l cunoșteam ca artist, citindu-i toată opera de-a lungul a 55 de ani de activitate, am aflat atâtea lucruri despre dânsul și despre alții artiști pentru domnia sa. Am aflat că scriitori importanți din țara noastră, pe cum Bațaria, Marin Iorda, Nicolae Neagu Rădulescu, au avut de suferit din cauza benzilor desenate pe care le-au făcut în perioada interbelică. Am aflat că un poet suprarealist important a fost propus la premiul Nobel, Gelu Naum, a făcut benzi desenate, că un cântăreț important din țara noastră, un muzician important, Alexandru Andrieș, a făcut și el benzi desenate când era student și am aflat nenumărate lucruri deosebite pe care am vrut să le împărtășim cu cititorii care au citit sau vor citi benzi desenate. Și atunci, știind atâtea povești, că numai despre benzi desenate vorbim aproape, am zis, doamne, e păcat să rămână astea și să nu le spunem, mai ales că, așa cum a avut și el un declic când s-a spus undeva că nu există practic benzi desenate în Est, probabil că așa am avut și eu un declic cu o întreagă generație de puștean care ei cred că a început cu ei banda desenată, care fac 2-3 fanzine de jumătate de an și spun că nu s-au făcut benzi desenate până la ei. Prin cartea asta vom demonstra că se face banda desenată fără întrerupere, practic, că există o tradiție, să-i zicem, în domeniul ăsta, de la 1891, prin care au trecut graficieni extrem de importanți, scriitori extrem de importanți și cartea, practic, oferă o istorie paralelă a artelor grafice.
Și am reușit împreună să spunem toată istoria asta, nu foarte tehnic, nu cu fișă tehnică, ci sub forma unei povești fără sfârșit, fără întreruperi. Practic, chiar dacă au fost ani foarte grei, mă rog, ai stalinismului, să zicem, unde era banda desenată, era considerată un fel de dușman al poporului. Asta fiind o deformare cumva a mea ca artist vizual, am vrut să fie accentul pus pe ilustrație. Pentru că probabil că o să existe oameni care vor fi interesați fix de ce spune cartea, dar mult mai mulți vor reacționa și mai puternic atunci când vor recunoaște sau vor descoperi pentru prima dată, de exemplu, cum arăta Haplea. Toată lumea zice ce Haplea ești sau e aproape o vorbă din popor, dar puținul mi știi cum arăta efectiv Haplea. Și atunci el va fi în cartea asta. A doua chestie care am vrut să o fac, am vrut mereu pagina de dreapta să fie o pagină întreagă de bandă desenată. Și practic cartea asta să funcționeze ca un album colectiv al tuturor autorilor care au publicat vreodată benzi desenate. Deci, să spui, nu știu, că sunt în același album cu Domnul Manu sau cu Jichidi de la 1800. Adică este chiar un album colectiv de bandă desenată care nu s-a mai făcut până acum. Și Care nu s-a făcut nici în Occident. Asta vreau să vă spun. Eu am acasă o bibliotecă importantă de cărți despre benzi desenate. Ideea lui a fost cu totul și cu tot originală. În dicționarul din 2005 inventariasem 100. Acum, în istorie, eu cred că vorbim de vreo 150. Menționați ca nume și ca ilustrații, ca planșe în sine de sine stătătoare, cred că sunt mai puțin totuși. Da, Ai am făcut o ales, selecție. a trebuit să fac o selecție și din rațiuni de spațiu, cumva probabil și rațiuni sentimentale, dar și rațiuni estetice până la urmă. Dar ca informații și ca prezență, pe cât posibil am încercat să nu omitem nimic. Deci se va regăsi cam tot ce s-a făcut în banda desenată. Sunt convins pe de altă parte că ne-au mai scăpat lucruri, că probabil e normal. Dar sper ca acest album, carte, istorie, ce-o fi, să funcționeze cumva și ca un magnet pentru comunitatea asta sau pentru oameni care dețin alte informații. Adică chiar mi-ar place să fiu bombardat cu informații care nu le-am descoperit. Și practic să reîntregească comunitatea asta de iubitori de bandă desenată. De la început, în revistele de copii, eram student și făceam diverse vignete mici desenase așa cu caracter mobilizator politic, era Scânteia Pionerului și așa mai, niște revistuțe mici. Și am propus editurii să facem bandă desenată, care copiii au apetență pentru așa ceva. A, nu, zice, că ar putea să capete un caracter capitalist, zice, nu se poate, nu e momentul, știi, vorba, scrie ăsta lui Stănescu. Și până mi-a venit o idee, am inventat un copil sovietic care avea o aventură în timpul Revoluției din octombrie. Era un subiect care nu puteau să-l refuze, adică era foarte politic și foarte, nu știu, și au publicat. Era prima bandă desenată care a început. Și după asta s-a făcut pârtie și am venit și cu altele. Am venit una din, nu știu dacă care a fost semnatarea, dar țin minte, Comora lui Montezuma a fost iarăși așa, care a apărut în revistele de copii de la vremea respectivă. Iarăși a avut succes și a luat-o și o revistă din Uniunea Sovietică după vremea. Așa a început și la ei banda desenată, că și noi. Dar la noi partea cea mai interesantă și cea mai frumoasă a fost când au apărut Cutezătorii, revistele puțin mai, știu, pentru copii puțin mai mari, așa. Acolo au fost inventate de niște scriitori cu mare talent. Acum nu mai țin minte dacă, de exemplu, era un personaj, Dim Dunăreanu se numea, care avea niște aventuri. Era un fel de, domnul i-a spus, de James Bond comunist, dar care nu trebuia
să numească James Bond. Trebuia să fie vacanțele unui tânăr liniștit, să nu spună nici că e aventură, dar era aventură tupiur. Și a fost Octafan cu ea și Sântimbreanu, mai țin minte, Zota, care a preluat personajul și a făcut o serie de aventuri care au avut mare succes. Și la un moment dat, editura Stadion se numea, e adevărat, care pe vremea respectivă nu prea avea, să spun, debușeu pe piață, nu cumpăra nimeni, dar scria, publica 3,5 cărți numai pentru specialiști. Nu era vorba să să intre în faliment ca să, dar să o desfințeze, că nu e producea. Atunci am luat legătură cu redactorul șef și am zis, să tot e chestia, aventură, sport, chestia, are oare ce legătură. Și am început să facem această... Au avut mare succes. Am înțeles că au fost tipărite vreo 40.000 de exemplare, ceea ce era un număr record, pentru că s-a vândut ca pâinea caldă. Și a urmat și alte încă vreo 2-3 și apoi m-au început niște din astea istorice. Astea de aventură îmi plăceau foarte mult, că erau scrise pe gen de aventură. Alea istorice mi-au plăcut mai puțin, de-aia am și renunțat să fac, nu am făcut vreo 2 sau 3, pentru că era, nu puteai să intervii asupra scenariului scris. Eu făceam desenul și așteptam o completare, o să fie o istorie cumva, că era istoric. Să vă dovedesc acum, pentru că erau ilustrații foarte bine făcute, dar lăsat spațiu pentru text, care nu era textul. Că n-aveam voie să modific nici un cuvânt sau o literă. Și da, am spus că nu e bandă desenată, este o istorie desenată. Și i-am renunțat. Au venit alții care au mai făcut. De asta a fost perioada cea mai prolifică cu personajul ăsta, Dim Dunăreanu, care a apărut într-o perioadă în care copiii vroiau așa ceva și au avut mare succes. Cam cât durează producția unui... Producția unei... Da, să vă spun, toată lumea mă întreba cât desenez la un... Vreau să vă spun că erau 4 reviste. Cutezătorii, mai țin minte... Luminița, Arici, Pogonici, nu mai știu. Dar erau 4 reviste. Toate aveau bandă desenată. Eram cu Nobilescu, Dulduresc, nu mai știu ce. Și care trebuia să desenăm. Apăreau săptămânal. Și săptămânal trebuia să faci la 4 reviste. Că nu erau prea mulți. Adică nu eram desenatorii care țineam. 3 desenatori erau. 4. Niciodată n-am primit un scenariu întreg. Primeam un episod respectiv. Nu știam cum o să continui. Îl desenam. Da, mi se dădea luni și joi trebuia să dau 2 pagini. 2 pagini aveau 10-12 desene. Și trebuia să stăteam noaptea. Le făceam, îmi făcea plăcere. Aveam oarecare îndemânare să fac repede desenul. Asta cu condiția să ai scenariu și documentarea și gata. Pentru că dacă e să vorbim de meseria de desenator, de benzi desenate, tot dânsul îl vom lăsa să ne spună mai multe, dar este cu totul și cu totul altceva decât să fii caricaturist sau pictor sau ilustrator de carte. Este o meserie aparte pentru că necesită o preparare înainte de a începe desenul. Cam care sunt etapele? De asta am mai spus lucrul ăsta, pentru că o bandă desenată trebuie să conțină un text, un desen foarte grăitor. Adică să depășească textul scenariului ca să-l capteze pe cititor asupra imaginei, nu asupra textului. Dacă este o imagine prost desenată, trece peste ea, citește textul și trece mai departe. De-aia am spus la un moment dat că această bandă desenată, care este socotită drept o
Mă rog, și la noi, la Uniune, sunt graficienii de cu ștaif și zic că asta e o bandă, o artă minoră. Zic, dar în arta asta minoră trebuie să cunoști o mulțime de lucruri, mult mai multe decât le cunoaște orice grafician. Adică trebuie să știi cum arată un automobil, trebuie să știi cum... Am dat un exemplu în cartea asta, care este mecanica unei stropitori, că am pus să-mi desenez o stropitoare și mi-a pus mânerul lateral, ceea ce nu e adevărat. Nu? Sau știu alte... Cum să-mi vină două scânduri, două lemne, să faci un... Adică trebuie o mulțime de lucruri tehnice pe care, dacă nu le știi, trebuie să ți le însușești. Trebuie să... Când desenezi pentru... cu copii care să uită să vadă cum arată un automobil, un tank, un avion, un SF, ceva, trebuie o oarecare documentare pe care trebuie să o faci și trebuie să o însușești. Din fericire, eu am făcut la facultatea, la Institutul de Arte Plastice, am făcut facultatea de pictură murală. Acolo, mă rog, în paranteză, vreau să spun că era o secție în care erau buni desenatori, pentru că aveai de desenat plafoane care trebuie să faci racursiuri care îți servesc când faci o mână în față sau un picior sau te ajută foarte mult. Lucruri care nu le știu graficienii cu ștaif, cu care sunt. Adică cred că un grafician care face bandă desenată este mult mai, trebuie să fie mult mai instruit decât un grafician obișnuit. Instruit în ceea ce, în meseria lui și ceea ce trebuie să facă pentru meseria lui. Ce pot să spun eu din perspectiva de editor este că, indiferent de cartea despre care vorbești, un editor se află la momentul, în clipa editării unei cărți, între trei poli. Polul economic, polul cultural și există întotdeauna un pol al experienței personale față de cartea pe care o editezi. Și vorbind despre cartea asta, n-aș vrea să vorbesc de polul economic în niciun caz. Aș vrea să, în primul rând și în primul rând, să vorbesc despre polul personal, nu numai al meu, ci și al colegilor mei care au lucrat la această carte, la editarea acestei cărți. Este una dintre cărțile care e incredibil de aproape de tine și despre care nu-ți dai seama de chestia asta decât în clipa în care o răsfoiești. Am auzit în acest spațiu al redacției de numărate ori, oh, îl mai ții minte pe ăsta. Este o carte pe care, răsfoind-o, îți rememorezi de multe ori copilăria și adolescența și găsești niște lucruri care de multe ori pe nedrept sunt trecute într-o zonă a unei culturi urbane facile, le regăsești aici foarte bine documentate și ai această uimire continuă la citirea acestei cărți. Îți redescoperi trecutul, un trecut care, fără să-ți dai seama, te-a marcat și te-a construit ca personalitate culturală, artistică. Undeva, zic așa, maturul din ziua de astăzi nu a citit numai Jules Verne, numai Sven Hassel și a definitivat gustul lecturii, fiind ajutat de aceste benzi desenate care apăreau în revistele, almanahurile copilăriei. Și ele sunt parte din fiecare și cred că ăsta va fi adevăratul motiv al succesului acestei cărți. Al doilea pol din care vreau să vorbesc despre cartea asta este polul cultural. Mi se pare un motiv de mare laudă și de mândrie pentru editura noastră că reușește să publice această carte. Undeva exagerând, cred că există istoria literaturii a lui Călinescu, există istoria literaturii a lui Manolescu și există această istoria benzii desenate. Poate părea mult prea exagerat, lipsit de decență să pun în această alăturare aceste cărți, dar cel puțin din punct de vedere al seriozității cu care este realizată, al meticulozității documentaristice,
al tonului echilibrat de prezentare a acestei, a acestui fenomen, a istoriei acestui fenomen, sunt convins că este exact la fel ca orice istorie serioasă din cultura română și e incredibil faptul că deși există banda desenată, exact cum spunea Ciubi, de la 1890, cam odată cu istoria filmului se poate suprapune ca dimensiune istorică, abia acum, după 100 de ani, după un veac și ceva, reușește în sfârșit să fie scrisă, documentată și publicată. Și cred că este... chiar va deveni o carte reper a unei biblioteci. Exact cum eu am avut o experiență personală, încetul cu încetul, dacă exact cum am avut această experiență personală, foarte mulți oameni sunt fanii benzii desenate, foarte mulți oameni au privit cu atenție acest fenomen, foarte mulți oameni consumă acest gen de artă urbană, la urma urmei. Poate părea surprinzător ca un om de cultură de genul lui Adrian Cioroian să fie interesat de banda desenată, dar sunt convins că nu este singur. Sunt convins că banda desenată este urmărită de foarte mulți oameni, mai mult sau mai puțin cu cursivitate, de foarte mulți oameni de cultură, pentru că face parte din cultura noastră și asta va demonstra și această istorie a benzii desenate, că este banda desenată nu e o artă minoră, ci este o întreagă zonă de produs cultural de cea mai bună calitate uneori, alteori mai puțin, dar în general este un produs de foarte bună calitate și iarăși e foarte interesantă perspectiva acestei istorii. Faptul că tratează din punct de vedere universal demonstrează că banda desenată care s-a practicat în România era la un nivel extrem de serios făcut. Oamenii care făceau bandă desenată în România, dacă ar fi fost granițele, să zicem, deschise la acele momente, ar fi putut să performeze pe orice fel de piață. Vreau să vă enumăr aici pe Horia Roman Patapievici, pe Luca Pițu, pe Ion Manolescu, un tânăr și foarte bine cunoscut scriitor, și pe Adrian Cioroianu, care a publicat mai multe articole despre benzi desenate în dilema, respectiv dilema veche, în cărțile sale, și de aceea am și îndrăznit să rugăm să ne facă, dânsul fiind și istoric, fiind istoric de meserie, am îndrăznit să-l abordăm și să rugăm să ne facă această prefață. Iar câțiva dintre acești autori chiar sunt citați în carte cu pasaje din articole sau din cărțile lor despre anumite subiecte pe care noi le-am abordat, și acesta este un alt aspect inedit al cărții. Pentru că, iată, sunt și alții care au scris despre benzi desenate, nu numai Ciubi și cu mine sau cu Virgil Tomuleț de la Cluj, sunt, dar ei nu au făcut-o la o manieră atât de sistematizată ca noi. Ei au scris ca și pasionați, ca și cititori, pur și simplu. Cartea e împărțită pe trei capitole, care, așa cum se va vedea, au influențat foarte mult și tematica benzii desenate. E vârsta cea mai bogată și cea mai... revenind la o întrebare pe care ai pus-o mai devreme, perioada interbelică până prin 47 a fost vârsta de aur, practic, a benzii desenate, unde au apărut enorm de multe benzi desenate, unde s-au și născut câteva personaje emblematice, cum ar fi Hafra, de exemplu. Să compari istoria benzii desenate românești cu, nu știu, marile forțe în domeniul ăsta, cum ar fi Franța sau America sau Japonia, e practic aproape imposibil să faci asta. Sunt diferențe mari de tot, în primul rând ca apariție, nu neapărat calitate. Calitate există, autori buni au fost, povești interesante au fost, dar totul la o scară foarte redusă față de Franța, să zicem. Este interesant și mi-am dorit foarte mult să apară cartea asta, pentru că ea se înscrie într-o tradiție, să zicem, europeană, a țărilor din jur, care au reușit să scoată astfel de cărți, și poate asta ne-a și ambiționat să mergem mai departe cu visul de a scoate cartea asta.
fiind invitat la multe manifestări și saloane și festivaluri în țările vecine, Serbia, Ungaria, Grecia, nu știu pe unde a mai fost, Polonia, Cehia, toate aveau o astfel de istorie și de asta ne-am și dorit ca și România să aibă, mai ales că am avut ce pune în ea, practic. Nu aș putea să fac o comparație cu altele, veți vedea și fiecare va judeca. Implicarea mea e mult prea puternică, atât ca autor, cât și ca cititor mic, adică ca un copil. Normal că îmi sunt dragi anumite personaje care le-am citit, nu știu, prin Șuimii Patrii sau prin, nu mai știu eu pe unde le-am citit, și atunci normal că îmi sunt extrem de dragi și pentru mine au o importanță poate chiar mai mare decât Asterix sau Tintin, care sunt superstaruri internaționale. Adică eu comparația nu o pot face. Dar e o lucrare care cred că trebuia să existe. Că am făcut-o noi, că o făcea altcineva, la un moment dat cred că venea acest moment în care ea să existe. Ca să o facă altcineva, trebuia să fie la fel de pasionat ca noi și trebuia să existe această emulație. A fost foarte important pentru că, vă spun, practic, el a tras de mine și a spus, hai să facem istorie. Celelalte țări au istoria benzi desenate, noi nu avem. Și mai mult, mă repet, poate, dar el mai găsea ceva în anticaria și îmi dădea o nouă pistă de căutare. Tot timpul a funcționat această emulație, adică am descoperit lucruri noi împreună și ne bucuram de aceste lucruri și găseam noi piste de... Și de aceea, în mod garantat, va exista și o altă ediție, o următoare ediție a istoriei, pentru că precis vom continua să găsim lucruri noi, atât săpând în trecut, cât și mergând în viitor. Pentru că noi sperăm totuși, și poate și această carte va servi la acest lucru, să se dezvolte piața benzii desenate românești. Pentru că dacă îmi dați voie să revin la întrebarea inițială, comparați. Să comparăm cu Franța, pentru că se spune despre România că e sora mai mică și mai săracă a Franței, la fel e și banda desenată românească, sora mai mică și mai săracă a benzii desenate. Banda desenată a apărut cam peste tot în lume, cam în aceeași perioadă, la sfârșitul secolului XIX, în Franța, în România, în Statele Unite, nu știu, în Japonia, nici nu mă interesează subiectul, dar în restul lumii au apărut cam în același timp, în timpul, în perioada special interbelică, când România crescuse mare, se alipise Transilvania și Basarabia, deodată România avea 18 milioane de locuitori, deci o piață de cititori uriașă, mergea bine din punct de vedere economic, au apărut multe reviste de benzi desenate pentru copii, care au existat pe perioade de 20 de ani și au abordat în maximă libertate toate subiectele pe care interesau pe copiii de atunci. Apoi a venit perioada stalinistă, a venit perioada socialistă, care poate și a fi împărțită în mai multe perioade, perioada stalinistă strict, între 1948-1954-55, până la moartea lui Stalin, în care nu s-a mai dat voie să se facă benzi desenate. Mai apăreau mici stripuri sau mai apăreau mici excepții, dar practic revistele publicau extrem de puține benzi desenate, doar cu totul întâmplător. A fost perioada de dezgheț hrușovian, care a funcționat și la noi. Și avem aici pe protagonistul acestui dezgheț în domeniul benzi desenate. V-a povestit cum dânsul a reintrodus banda desenată în revistele pentru copii și alături de dânsul au mai fost alți 2-3 veterani ai benzii desenate. A funcționat ca un boom până în anii 70. Anii 70, vă aduceți bine aminte, a fost o perioadă de creștere economică, de deschidere culturală către vest, foarte mult, și avem foarte bun exemplu pe Dim Dunăreanu, acest Jane Bond al benzii desenate românești, și apoi au fost anii de gheață, anii 80, în care nu mai intra nimic în țară, nu mai apăreau benzi desenate interesante, erau toate impregnate din punct de vedere ideologic, erau făcute la normă, repezite pe subiecte impuse deja, nu mai aveau libertate creatorii să facă, domne, să inventăm personaje, eroi, extraterestri, cosmonauți, nu, trebuie să pionierii care fac fapte bune. Nu mai exista maniheismul bine-rău. Era contradicția între bine și mai bine. Am învățat asta la economie politică, nu mai exista rău, că deja eram în plină viteză spre comunism. Și a treia perioadă, care iar a fost după 1990, a fost o perioadă foarte bună pentru libertatea de creație, în care toată lumea a creat absolut tot ce a vrut,
în care fiecare dintre noi s-a improvizat mai mult sau mai puțin un editor de benzi desenate și asta a durat de asemenea mai mult sau mai puțin și în care s-au abordat noi genuri, s-au reinventat sau s-au inventat noi genuri ale benzi desenate. De exemplu, în perioada comunistă erau 4 genuri marșilate. Era banda desenată istorică, cea mai frecventată, banda desenată de actualitate, cu pionierii, cu toate de, putem să-i spunem chiar de propagandă, banda desenată science fiction, care era foarte mult îndrăgită de toată lumea pentru că nu avea nimic ideologic, și banda desenată comică, umoristic. Atât, 4 genuri care au funcționat vreme de 40 de ani. După 1989 a fost o explozie și fiecare a abordat ce a vrut, inclusiv banda desenată erotică, să nu zic pornografică, există și așa ceva, banda desenată creștină, banda desenată politică, cu câțiva 2-3 reprezentanți puternici, cum e Bogdan Petri sau Vali Ivani, care au caricaturizat în aceste benzi desenate toată situația politică actuală, vreme de 20 de ani, și alte tipuri de benzi desenate. Iar, ca să închei și revenim din nou la acea comparație care spuneați dumneavoastră, tot așa, a depins foarte mult de perioade. Deci în perioada interbelică, revistele apăreau în tiraje de 10, 20, 30 de mii de exemplare și cărțile la fel. Și același lucru se întâmpla și în Franța, în Belgia. După aceea a venit închistarea în care nu am mai putut să facem absolut nimic. Nu a apărut bandă desenată deloc. Iar în anii 70 au apărut majoritatea din cele 50 de cărți de benzi desenate care au apărut în țara noastră în perioada comunistă. Între 1962-1989 au apărut 50 de cărți. Și pentru că vreți comparație, în aceeași perioadă în Franța au apărut 100.000 de titluri de cărți de benzi desenate. Deci dacă nu ar fi existat perioada comunistă, poate că altfel ar fi stat situația și în domeniul benzi desenate și al culturii în general. Da. Pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie spus și acest lucru, în perioada comunistă, totuși, era răsplătită munca autorilor de benzi desenate și munca ilustratorilor de carte, a pictorilor. Ei primeau o contravaloare a muncilor judicioasă, normală. Pe când în ziua de astăzi, foarte puțin, se pot număra pe degete, cei care mai trăiesc din desen, nu din benzi desenate. Astăzi nu trăiește nimeni din benzi desenate în România, în străinătate sunt câțiva. Sandu Florea în Statele Unite, Mircea Arapu mai mult sau mai puțin în Franța și vreo 5-6 autori care trăiesc în România, publică câte o carte sau două de benzi desenate în Franța pe an și trăiesc liniștiți în țară din treaba asta. Dar restul trebuie să facă de toate și Ciubi este omul orchestră pentru că el face și bandă desenată, și caricatură, și ilustrație, și graffiti, și publicitate. Deci locomotiva. Trăiește din toate, dar nu din strict din benzi desenate. Și sunt convins că și-ar dori să trăiască strict din benzi desenate. Dar deocamdată încă nu s-a ajuns la acest moment. Contribuția mea nu a fost, să zic, numai pe partea de anticariat, de târguri, de descoperiri punctuale a unor rămășițe de reviste sau cărți. Și o idee care mi-am dorit-o să completeze cartea și o expoziție de planșe originale. Tot din deformarea mea de grafician, vizitând foarte multe expoziții de bandă desenată, am făcut diferența uriașă care este între un original de planșă de bandă desenată și, practic, produsul final tipărit. Pentru mine, ca specialist, există o propastă între aceste două poluri, să zic. Și atunci am încercat ca să completăm lansarea, să zic, a cărții, să facem această expoziție, să încercăm să depistăm cât mai mulți autori sau cât mai multe opere ale acestor autori, care nici ei ca autori, dar nici alții nu le prețuiesc la adevărata valoare grafică, în primul rând. Ele aveau rolul să fie publicate, asta era rolul unei benzi desenate. Când, odată ce apărea într-o revistă sau într-un album, viața ei ca lucrare grafică înceta. Ori era pierdută pe undeva prin tipografie, ori era uitată într-un colț sau printr-un pod. Foarte puțini autori au pus preț pe așa ceva și de aceea mi-a fost foarte greu să găsesc aceste originale. Demarând proiectul ăsta paralel, practic, expoziția benzii desenate românești în planșe originale, pe lângă anticariate și târguri, am întâlnit oamenii.
autorii. Și multe informații au venit și de la ei, care mai știau pe cineva sau mai auziseră pe cineva. Deci de-aia zic că cartea asta poate întregi cumva cercul și se pot afla mai multe. Până la urmă, expoziția va avea peste 100 și ceva de planșe de la vreo 60 de autori, cu perioada lucrărilor cuprins între 1935 și 2010, toate în formatul lor original, cum au fost concepute. Pentru mine, ca artist, este ceva extrem de emoționant. E prima dată când fac un genul ăsta de curatorial, cu toate că eu nu l-am gândit așa. Eu pur și simplu am vrut să fac o expoziție de planșe originale. Foarte interesant. Cum lucrează unii foarte mic, exact pe formatul care a fost publicat. Alții preferă să lucreze foarte mare ca să dea prețiozitate la tipar. Cum însăși tehnica tiparului a influențat, practic, tehnica. Pentru că trebuia să predai alb negru separat, colorul separat, și atunci existau practic două lucrări ale aceiași pagini de bandă desenată. Cum am descoperit schițele pregătitoare ale unei planșe, exact cum spuneam de tehnică, pe lângă faptul că trebuie să știi să desenezi, trebuie să ai o viziune de a narațiunii vizuale. Sunt niște lucruri care vor fi în această expoziție și cred cu adevărat că va completa cartea asta.